Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, prieteni, bună ziua tuturor care ne urmăresc. Iată că a trecut o perioadă mică de vacanță și revenim cu o nouă emisiune din ciclul despre energie. Am adunat o serie întreagă de știri care vă le voi prezenta aici, dar înainte de asta vreau să vă salut pe toți și să vă îndemn să vă înscrieți la canalul nostru de Telegram despre energie, cât și la canalul nostru de YouTube despre energie, apăsând butonul special de pe YouTube. Să trecem la știrile care le avem. Săptămâna aceasta și săptămâna trecută au fost pline de știri, am ales câteva dintre acestea care mi s-au părut mai importante. Iată că prețul la gaz pentru Republica Moldova a ajuns la 1881 de dolari per 1000 de metri cubi. Asta a fost declarat de către Moldova Gaz și cam asta este realitatea. Cum vom face față noi acestor scumpiri, încă nu știm. Vom vedea ce va fi mai departe. Tot săptămâna aceasta, chiar zilele acestea, Moldova Gaz a declarat că nu mai poate fi acoperit consumul sau cheltuielile pentru gaz în fața Gazpromului cu acest tarif care există actualmente. Și ei vor și cer ca acest tarif să fie revizuit de către ANRE. Vor înainta iarăși o cerere către ANRE pentru a mări tariful. Vadim Ceban, președintele Moldova Gaz, a spus clar că un tarif de cel puțin 29 de lei per un metru cub de gaz ar trebui să fie ca să acopere parțial sau să acopere cheltuielile ca să nu se formeze iarăși datorii. Iarăși este una dintre știrile care probabil nu tare ne bucură. Săptămâna aceasta, președintele Maia Sandu a fost invitată la o emisiune care... au fost date mai multe întrebări. Emisiunea era la un post TV care este prietenos, așa să spunem, integrării europene și însăși cursului actual, unde s-a dat și întrebarea următoare: care este prețul cerut de Rusia sau ce parte de țară a cerut Rusia în schimbul prețului mai bun pentru gaz? Iată că Maia Sandu nu a putut răspunde, Lorena Bogza a mai întrebat odată despre care este partea de țară sau cât din țară au cerut rușii, au cerut Federația Rusă pentru un preț mai bun la gaz, la care Maia Sandu a spus că negocierile nici nu au ajuns la acest capitol, deci nici nu s-a ajuns la situație ca să se ceară careva, nu știu, cederi sau careva alte prețuri din partea Republicii Moldova decât cel comercial, și a îndreptat discuția înspre aceea că doar discuții și aspecte comerciale s-au discutat. Deci și toate restul sunt doar niște speculații. Păi, oameni buni, speculațiile cele mai multe sau cele mai mari tot le-a adus președintele nostru Maia Sandu, când a spus că nu vrea să vândă jumate sau, nu știu, toată țara sau cât din țara nu vrea să vândă pentru un preț mai bun la gaz. Deci iată, este și rezultatul acestor tuturor speculațiilor. O altă știre este că în Republica Moldova populația va primi compensații pentru a face față crizei energetice și circa 60% din populație vor fi cumva cuprinși de aceste compensații. Aceasta a declarat Marcel Spătar, deci ministrul Muncii și Protecției Sociale, care de asemenea a declarat că doar circa 1% din populația Republicii Moldova poate să-și permită să achită aceste tarife mari la energie. Deci cum vor fi aceste mecanisme de compensare, din ce surse vor fi luate și câte tipuri de energie vor fi compensate, energie electrică, energie termică, gaz, pentru că unii consumă de toate tipurile, sau lemn, deci unii oameni consumă și lemn și energie electrică, unii consumă căldură și gaz. Deci despre toate acestea încă nu cunoaștem, nu au fost făcute publice mecanismele acestei compensări. Iarăși vom trăi și vom vedea și sper ca să se facă bine și să facă auzite pentru toate categoriile de populație. În această săptămână, de asemenea, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la forumul din Slovenia, din Bled, a reiterat încă o dată poziția Republicii Moldova că Moldova va face față acestei crize energetice care s-a abătut asupra noastră și asupra Europei, vor fi suficiente compensații și iarăși a amintit, într-un fel, a făcut aluzie la Federația Rusă, la Gazprom, care parcă ar folosi această armă, arma gazului, cum spune doamna președinte, împotriva Europei și împotriva Republicii Moldova. Eu nu știu cât de bine este folosită această armă acum și împotriva cui este folosită, dar mi se pare că trebuie să examinăm cel puțin și opțiunea de a negocia și opțiunea de a ne înțelege cumva pentru un contract mai bun. Cel puțin pentru faptul că și populația cere acest lucru. Din știrile externe. 7 state din bazinul Mării Baltice, acestea sunt Finlanda, Suedia, Estonia, Lituania,
Danemarca au ajuns la un acord martea trecută ca să crească capacitățile de generare pe energie eoliană, energia vântului, cu până la 20 GW putere instalată sau de circa 7 ori mai mult decât este actualmente instalat, ca să reducă sau să scadă în totalmente dependența față de gazul rusesc. Nu se spune însă în această declarație, în acest acord, cum vor fi crescute aceste capacități, din ce bani și care va fi modalitatea prin care acești 20 GW, chiar spunem că îi vor instala, va acoperi necesarul de energie. Pentru că necesarul de energie, ceea ce se acoperea din cadrul resurselor de gaz, de către gazul din Federația Rusă, este de cel puțin 5 ori mai mult. Deci asta vom vedea mai târziu. Tot din știrile săptămânii acestea externe, deci veniturile Gazprom au crescut în ultimele 6 luni, deci în primele 6 luni ale 2022, au crescut cu circa 2,5 miliarde ruble. Deci deoarece Gazpromul deja primește toate plățile doar în ruble, s-a dat cifra în ruble. Ceea ce este mult mai mult este un venit record care l-a obținut Gazpromul în condițiile de sancțiuni și în condițiile de embargo foarte strict împotriva gazului și a energiei din Federația Rusă. Deci, haideți să vedem, dar împotriva cui lucrează aceste sancțiuni și aceste embargouri. Deci, cel puțin oamenii, cetățenii simpli din Uniunea Europeană și din alte țări ne-Uniunea Europeană au înțeles că aceste sancțiuni nu-și fac efectul. Și iată, cifrele arată exact care este efectul acestora. De asemenea, săptămâna aceasta a fost sistată livrarea de gaz prin conducta Nord Stream. Deci, în totalmente a fost această sistată din anumite condiții și motive tehnice de întreținere. Federația Rusă a stopat aceasta și imediat prețurile la burse au sărit peste 2900 de dolari per mie de metri cub, iar apoi au mai fost niște vârfuri. Probabil aceste vârfuri vor mai fi încă puțin, dar nu atât de mult, pentru că până la urmă și specialiștii consideră că gazul se va stabiliza, nu vor fi chiar așa niște prețuri înalte, dar oricum nu mai jos decât 2000 de dolari per mie de metri cub în termen lung. Acum să trecem la temele de bază un pic mai dezvoltate, mai îndelungate, pe care am vrea să le discutăm în această ediție. Și prima din acestea este legată de situația în jurul centralei atomice de la Zaporojie. Cu toții am văzut și am fost martori la ceea ce se întâmplă zilele astea, săptămâna trecută și cu o săptămână în urmă în jurul acestei centrale. Se duc lupte mari în regiune, în regiunea Zaporojie, în localitatea Energodar, unde se află această centrală, au avut loc lupte și, din păcate, au loc atacuri asupra centralei cu rachete. Ambele părți, atât partea rusă cât și partea ucraineană, se învinuiesc reciproc de aceste atacuri. Au fost răspândite în internet și fotografii în care se vede că acoperișul unui bloc energetic a fost spart de către o rachetă, ceea ce deja este destul de periculos. Săptămâna trecută s-au arătat iarăși niște imagini în care aceste elemente, ca așa spun, din reactoare, deci acele combustibil nuclear deja utilizat, așa numită atrabotcă, stă înmagazinată lângă centrală și care poate fi ușor ținta unui atac. Actualmente trebuie să înțelegem pentru noi, pentru Republica Moldova, că centrala aceasta este una dintre principalele centrale ale sistemului energetic ucrainean și Ucraina, cum este exportator de energie, ne exportă și nouă. Și dacă noi vom, dacă în centrala își va sista activitatea sau cumva nu va mai da energie în cadrul sistemului energetic ucrainean, Ucraina nu va mai avea de unde să ne dea nouă energie. Și deci cumva și noi suferim din cauza aceasta. Trebuie să vedem în aceste condiții, cum vor acționa autoritățile care spun că totul este sub control. Să vedem sub ce control este aceasta, dar centrala atomoelectrică de la Zaporojie produce circa 45% din energia nucleară a Ucrainei, iar energia nucleară a Ucrainei este 65% din totalul energiei ucrainești. Și Ucraina este un exportator mare de energie. Tot în aceste zile, misiunea MAGATE, misiunea atomică internațională, a ajuns la centrală ca să facă observațiile care sunt de rigoare acolo și, din câte știm, vor lăsa și anumiți observatori cu statut permanent. Cu câteva zile înainte de aceasta a fost o tentativă a părții ucrainene de a lua centrala sub control, a fost trimis un comando, dar care nu a reușit și a fost retras cu mari pierderi. O următoare temă interesantă care aș vrea să o abordăm astăzi este legată de creșterea tarifului de intrare și ieșire în rețeaua energetică a României pentru Republica Moldova și Ucraina. Ce înseamnă aceasta?
Republica Moldova și Ucraina sunt deja interconectate cu sistemul energetic european. Pe un bun segment, pe un mare segment, pentru Republica Moldova este întregul segment european, este legat de România. Pentru Ucraina mai sunt și alte țări europene cu care se leagă față de sistemul energetic ucrainean. Din februarie anul acesta, din februarie 2022, sistemul electroenergetic al Ucrainei și Moldovei a fost trecut în sincronism, deci sincronizat cu sistemul energetic al Europei, așa numitul sistem NTSOE. Deci și a fost practic deconectat sau decuplat de la sistemul energetic de est, al Rusiei și Belarusului. Deci noi practic deja funcționăm în același sistem sincronizat cu Uniunea Europeană. Care este avantajele acestei sincronizări și s-a trecut la aceasta? Doar pentru ca să putem importa și exporta energie, putem face schimburi de energie între aceste două sisteme, fără a fi nevoie de stații back-to-back, așa numitele stații care sincronizează sistemele energetice. Iată că acum aflăm știrea că operatorul de rețele electrice din România a crescut tariful de intrare și de ieșire din rețeaua energetică a României pentru Republica Moldova și pentru Ucraina de la 0,6 la 1,2 euro per megawatt-oră. Ce este aceasta? Aceasta ne dă un semn foarte clar că în condițiile crizei energetice, în condițiile crizei economice, vor prevala în special interesele economice pentru fiecare țară și nu interesele de prietenie și de susținere. Noi înțelegem acest lucru, iarăși Republica Moldova la moment nu importă multă energie din România și nu exportă acolo. Noi avem doar schimburi de energie de balansare de circa 3%. Nu știm iarăși la ce preț vor fi aceste energii de balansare, pentru că domnul Spânu, ministrul nostru, a spus că noi importăm actualmente circa 67% de energie de la Moldavski Agres, încă 30% de la sistemul ucrainean, Energoatom, și încă 3% deja suntem gata să importăm din partea României. La ce preț vor fi acești 3% sau acești megawatt-oră, nu cunoaștem. Cunoaștem doar că prețul mediu actualmente este de circa 67 de dolari per megawatt-oră. Ceea ce mai trebuie să mai spunem aici, că costul energiei în rețelele Uniunii Europene a crescut de foarte multe ori, este de peste 250 de dolari per megawatt-oră în unele țări, precum în Austria, în Spania, în Italia, în Grecia, ceea ce trezește nemulțumirea cetățenilor. În Olanda este cel mai scump, a trecut de peste 350 de dolari per megawatt-oră. Deci noi suntem cumva puși în situația că în cazul în care nu vom putea importa energie din Ucraina sau de la Moldavski Agres, noi va trebui să importăm energie din Uniunea Europeană. Și cred că acest semnal că a fost mărit și tariful de intrare și tariful de ieșire, deci ne relevă faptul că vom fi tratați ca un consumator de piață și prețurile vor fi ca la piață și vom avea energie mai scumpă sau mai ieftină în dependență de cerințele pieței. Deci frate, dar brânza-i cu bani. Asta se referă nu doar la România și Moldova, dar și la relațiile Uniunii Europene cu Moldova. Deci zic aceasta că există oare acest risc? Există acest risc. Pentru că actualmente deja există anumite tensiuni în jurul așa numitului MMZ, fabrica metalurgică de la Râbnița, care nu a primit prelungirea deci autorizației de mediu și probabil își va sista activitatea. Iar aceasta a fost una din condițiile principale ca Republica Moldova să primească energie ieftină de la Moldavski Agres. Ce va fi, vom mai vedea. Sperăm că vom ajunge până la o nouă emisiune. Între timp, vă rog să vă conectați, să vă înscrieți atât la canalul nostru de Telegram, cât și la canalul nostru pe YouTube și vă urez numai bine tuturor. La revedere!